Cei care s-au născut în Zodia Fecioarei vor avea în prima parte a zilei de 19 octombrie, în continuare, posibilitatea să se afirme, despre ei se poate vorbi, ei se pot prezenta în spații publice, să vorbească, să țină o scurtă alocuțiune, să facă o figură interesantă, simpatică, plăcută, acceptată și admirată ori aplaudată de către asistență. Între 19 octombrie după ora 14 și 23 octombrie după amiaza, relațiile cu prietenii nu sunt nici mai bune, nici mai rele decât au fost în alte dăți. Ele se mențin, aș zice, la același nivel, între aceiași parametri, care presupun distanță, reticență, capacitate de a observa sau, chiar la un moment dat, Uh, indisponibilitate. Nu vor să mai fie persoanele les neabordabile și gata să răspundă la orice oră din zi și din noapte unei solicitări. Cum zice românul, se lasă mai greu. Uh, fac pe interesanțe sau pur și simplu dau niște mesaje că există o limită care trebuie respectată, înțeleasă și acceptată, chiar dacă la mijloc este vorba de prietenie. Până aici se poate, de aici încolo este un teritoriu personal pe care fiecare și-l trasează prin mesaj verbal, prin conduită, prin uh, forme simbolice, prin ceea ce dau de înțeles. Și probabil că vor da destul de mult de înțeles celor apropiați până unde se poate uh, pune la încercare o relație și de unde, pe mai departe, relația se poate strica, poate degenera sau ea poate să fie reziliată din voința celui născut în Zodia Fecioarei. Între 21 octombrie, chiar dacă nu afectează în mod direct inima, creează totuși o predispoziție spre un stres, mai ales de natură neurovegetativă. Dacă pe parcursul acestor zile se mai petrec și niște evenimente de tipul oboseală, epuizare, muncă în exces, conflicte, atunci se întrunesc Condițiile pentru ca, din când în când, inima să dea semnale că este la rândul ei pusă la încercare și nu-i place acest lucru. Între 23 octombrie, după ora 22 și 30 de minute și 25 octombrie, luna va străbate Zodia Fecioare și le va da acestor persoane uh, impulsuri bune, susținere, mai ales organică mai mult calm, mai mult echilibru, mai bună organizare interioară, ceea ce vine să contracareze, să echilibreze, să compenseze transitul din zilele anterioare. Moment în care, chiar dacă nu vor fi exuberanți, se vor simți bine, vor fi în parametrii optimi din punct de vedere fizici, fiziologici, sufletești, și psihici, ceea ce le va permite să muncească, să desfășoare o serie de activități, fără să fie deranjează de propria lor persoană, ceea ce este chiar foarte bine. Mai șubredă poate să fie întâlnirea cu cineva care încearcă să-i păcălească, să-i dezinformeze, să-i manipuleze sau pur și simplu nici acela nu știe pe ce lume e și vorbește numai prostii, punându-l pe cel născut în zodia fecioarei să se mire, să se îndoiască, să ia de ce spune, dar să nu prea creadă nimic, să îl lase într-o stare de nedumerire pe care nu trebuie să o ia în serios. Dacă vedeți că cineva începe să se poarte în felul în care eu, adineaur, așa sumar l-am descris, atunci înseamnă că v-ați întâlnit cu o persoană cu care, Dialogul trebuie să fie scurt și la obiect, lucid și limitat, restrâns la tema necesară, fără să vă implice și pe dumneavoastră în promisiuni, în analize, în introspecții sau în conflict. Asta mai rămâne să intrați și în conflictul al cuiva. Sunt lucruri absolut inutile și neplăcute. În ziua de 23 octombrie, soarele va intra în casa a treia a comunicării și va Pune problema unor analize de mare finețe sau de profunzime sau de subtilitate, plecând de la foarte puține elemente. De aici dificultatea, de aici nevoia de a avea un plus de informații, de a studia, de a citi, de a afla și de a afla mai ales o latură ascunsă, un secret, o taină. O descifrare care nu le este de la îndemână cu ceea ce știu, cu ceea ce pot, cu vârsta pe care o au. Aspect care îi vizează în latura negativă pe cei tineri, pentru că trebuie să facă un efort de cunoaștere, un progres, un salt. Aspect care îi privește pe tineri din perspectiva nevoii de a se maturiza, de a avea sport de cunoaștere, de a învăța, de a se pregăti sau de a învăța să gândească cum să pună problema. Și, deopotrivă, aspect interesant pentru cei maturi, care pot să ajungă la descoperiri cu totul și cu totul speciale, la concluzii nebănuite. Tot cercetând de una, vor da de alta. Și abia atunci vor înțelege că acel ocol, acel parcurs așa ondulat, este, de fapt, un drum inițiatic. Trebuiau să treacă și prin acea etapă pentru a face respectiva descoperire, sau pentru a avea argumentele să-și dea seama despre ce este vorba. Aceste meandre nu sunt inutile, sunt meandrele cunoașterii înseși, poate că sunt dublate de neîncrederea în propriile forțe, alte ori este vorba chiar de riscurile pe care le pot identifica. Începând cu 23 octombrie seara, soarele va străbate zodia scorpionului până pe 22 noiembrie și nu va fi factorul cel mai confortabil în cazul în care unele persoane născute în Zodia Fecioare se hotără să plece într-o călătorie. Din potrivă, pot pierde un obiect, pot pierde bani, se pot încurca bagajele, celebra pierderea bagajelor în condițiile unui zbor cu avionul. Poate să fie vorba și de situații neplăcute cu efecte în plan organic să mănânce lucruri care nu le priesc, să se destabilizeze din punctul de vedere al circulației, să le dea semnale negative, ba regimul arterial, ba circulația periferică, ba inima, să aibă în permanență o jenă, o disfuncție fiziologică care să-i oblige, să ia medicamente, să fie îngrijorat, să-și ia tot timpul tensiunea, să-și verifice glicemia. Să facă foarte multe dintre gesturile pe care le fac și când sunt acasă, dar nu le fac atât de frecvent și nu le fac într-un chip asociat cu spaima, dar dacă mi se face rău pe aici, pe unde sunt. De aceea, persoanele care nu sunt într-o foarte bună formă fizică nu sunt foarte sigure că pot rezista la stresul unei călătorii, la încercarea unui drum, să spunem cu autocarul, la un mers prelungit pe jos, la ascensiuni, urcat trepte, etaje, munte de al. La ședere în picioare pe termen lung, e bine să renunțe, să se gândească, să-și facă eventual și o verificare, un control al stării de sănătate și să decidă, fără să facă concesii, pentru că acest context mai are și alte vulnerabilități. Ele vin chiar de la Mercur, patronul drumurilor și deplasărilor, care. Deocamdată este în mers direct prin Scorpion, dar de pe 31 octombrie va intra în mișcare retrogradă și atunci chiar vulnerabilitățile încep să se manifeste, să se adune și să se intensifice.